Nu s-au întâmplat deci aceste revoluții de la 1841 în două categorii de țări, cele care erau mult prea înapoiate și cele care erau mult prea avansate. Din punct de vedere politic, da? Nu avem revoluții de la 1848 în țările protestante. Exact. N-avem la Londra, n-avem la Copenhaga, nu avem în țările nordice care aveau deja regimuri, să zic, incipient democratice, și nu avem nici în cele care, în care puterea era teribil de concentrată. În schimb, avem deja la Paris, avem la Viena, avem la Budapesta. Ei bine, deci avem în țările catolice. Singura excepție este țara românească, ceea ce ne arată o capacitate a acestui popor de a se transforma de la regulamentele organice, da? 1830, 1831, 1848, sunt 18 ani. Este o capacitate de a transforma țara uluitoare. La 1848 avem o elită politică, cel puțin la București, adevărat, care era dublată de o elită economică și care poate să răstoarne domnia și să facă o revoluție timp de 3 luni, să fie victorioasă, ceea ce este cu totul remarcabil. Dincolo de București, cum privești dinspre Occident către Orient, domnea exclusiv întunericul, lumina era stinsă. Deci este un fapt remarcabil, cum privești deci dinspre Constantinopol, dinspre Orient către Occident, era o lumină aprinsă la București și următoarea lumină aprinsă mai era la Budapesta. Care sigur că și Revoluția Maghiară avea să fie înăbușită. Cred că e foarte important de spus faptul că acești tineri intelectuali cu studii în Occident erau conectați la marile idei politice și transformaționale din perioada respectivă. Asta și datorită faptului că aproape toți au urmat studii în Occident, în universitățile în principal de Franța, de la Paris, dar și în Germania, Berlin, Heidelberg. Și bineînțeles că circulația ideilor era una rapidă și puternică, indiscutabil. Cum au pregătit elitele, că vorbeam despre elite, momentul 1859. Și aici mă gândesc mai degrabă la instrumentele diplomatice și la diplomația pe care au practicat-o într-un mod inteligent. Întotdeauna discutăm, vedeți, despre elite. Și bineînțeles că discutăm despre... Atunci cred că era valabilă, poate. Acum vă întreb pe dumneavoastră, că a scris și o carte foarte interesantă despre o altă perioadă, despre o sociologie a proastei guvernări. Da, acum sărind de la una la alta, sărind de la 1850. O să vorbim și despre elita de atunci. După ar fi bine să vorbim și despre societate. Ok. Pentru că, bun, putem să discutăm despre elite, contează, mă rog, mai mult sau mai puțin, dar știți, elitele sunt precum condimentele la o mâncare. Nu poți să faci o ciorbă bună doar din condimente. A se reține această idee. Nu putem să facem un gulaș. Mă gândesc la prietenii mei. Da. Am niște prieteni în județul Ilfov cu care mă văd din când în când și avem niște petreceri foarte reușite. Deci nu poți să faci un gulaș exclusiv din condimente. Ai nevoie de ingredientele de bază. Așadar, dar noi nu suntem tentați, avem această tentație formidabilă de a supralicita și de a discuta mai mult decât este necesar despre elite. Și niciodată nu avem o perspectivă sociologică robustă, de fapt, asupra societății. Iar societatea românească, din păcate, adică are multe rămâneri în urmă care sunt formidabile și despre care niciodată nu reușim să ne aplecăm cu suficientă atenție și măcar să le înțelegem, că acum să mai operăm schimbări în trecut, sunt unii cu acum adepți în America, poate că ați auzit de dânsii cu cultura anulării. Da, cancel culture, am vorbit într-o emisiune despre... Ați auzit poate de dânsii, da. Care își imaginează că istoria acționează precum un procuror DNA al trecutului. Se întoarce așa în timp, acum 100-200 de ani, își pune o lampă de aia de miner și, umblând așa prin negura timpului, arestează pe unul și pe altul, îl pune la punct pe Napoleon, îl ceartă pe Montesquieu, îl trage de ureche pe nu mai știu cine și așa mai departe. Îl dărâmă pe Churchill. Exact. Istoria nu se ocupă cu așa ceva.